Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că sunteți astăzi, acum, alături de noi la acest eveniment, prin care ne dorim să ne solidarizăm cu familiile pasagerilor zborului malaezian, dar să și atragem atenția asupra nevoiei de a menține normalitatea în derularea cursului vieții. Aș vrea să începem cu un moment de reculegere în memoria celor dispăruți în accidentul aviatic din Ucraina. Românul Andrei Gheorghe a fost pasager în cursa MH17. Despre el știm că iubea viața, știm că vrea să schimbe lumea, vrea să fie doctor, un om ca noi toți. Și ca noi toți avea speranțe și vise. Își dorea să trăiască într-o lume mai bună, mai sigură. Alături de el au fost aproape 300 de ființe nevinovate, femei, bărbați, copii, care nu aveau nimic de a face cu criza din Ucraina. În memoria lor am organizat această expoziție fotografică prin care ne dorim să transmitem lumii întregi că simțim mai mult ca niciodată nevoia de pace, de armonie și de libertate. Într-o lume așa cum ne-am dorit-o toți, cei 298 de pasageri ar fi ajuns la destinație, dar această lume nu există încă, este datoria noastră să o construim. Acum, astăzi, alături de dumneavoastră, noi facem primul pas. Declarăm ziua de 24 septembrie, ziua libertății de mișcare. În felul acesta, în fiecare an, ne vom reaminti nu doar că stă în puterea noastră, dar că este și datoria noastră să milităm pentru libertatea noastră de mișcare. În încheiere, vreau să-mi permiteți ca în numele Ministerului Transporturilor să exprimăm compasiunea și condoleanțele noastre către membrii, către pasagerii avionului cursei MH17. On behalf of the Malaysia Airlines, the government and the people of Malaysia, I would like to take this opportunity to thank the government of Romania and the kind people of Romania for sending condolence messages to us. We are deeply touched and overwhelmed by the readiness of Romanians to share our grief at this time, at this difficult time. It is also my fervent hope that air travel will be safe and no more tragedy like that of MH17 will happen again. Dear colleagues from Malaysia, Indonesia, United States, Ukraine, and other nations, a few days after the disaster, the Minister of Foreign Affairs of the Netherlands went to the Security Council. Mr. Timmermans made an emotional appeal to all of us, all nations, that we avoid that this sort of disasters happen, but especially that if something like that happens, that we give access to investigations and find those who are the ones who cause these disasters. What happened with this flight and
those on board, half of them of my country, brought the conflict in Ukraine directly to us, to all of us. And I hope that all of us, mankind, we can find ways to avoid, and if it happens, to fight against the consequences of these conflicts. So, Mr. Secretary de Stat, I'm very grateful for this expression of Romanian solidarity, and I will pass it to my authorities with the letter that you presented us and the greetings of the professors and the pupils that express in this way their solidarity. Acest vernisaj să fie perceput ca fiind similar și să fie sărutul nostru al tuturor pe obrazul celor care au de suferit și să le arătăm celor care au produs acest incident faptul că noi le răspundem altfel. Le răspundem printr-un vernisaj, prin niște fotografii absolut normale care reprezintă viața normală.